Ok, am revenit, așa cum v-am anunțat în ultimele săptămâni, redeschidem Cafeneaua Nației, pe care abia o deschiseserăm anul trecut și am și închis-o. Redeschidem Cafeneaua Nației începând de astăzi și eu eram aici în mijlocul procesului, ca să nu mai pierdem timp, de preparare a două cafele, pentru că invitatul meu de astăzi este nimeni altul decât domnul Dacian Cioloș, pe care îl salut. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit pe la noi la o cafea. Ne-ați găsit greu, ușor? Ei, v-am găsit ușor, după indicațiile pe care mi le-ați dat, chiar dacă v-ați ascuns aici. Da, ne-am ascuns aici, da. Arată bine. Arată bine, vă plac. Mulțumim foarte mult. Cum sunteți în general? Cafea, ceai? Ceai... Cafea mai puțin, eu sunt mai mult cu grăunțele de cacao, direct. Grăunțe de cacao? Da. Serios? Și de unde le luați? Am înțeles că e o afacere foarte bună asta. Se găsesc acum. Așa. Foarte bun mineralizant. Știți că se spune despre ciocolată că are substanța aia fericirii, care te face... Da. Așa. Îți creează bucurie, dar... Corect. Grăunțele astea de cacao sunt fără zahăr și fără toate părțile alea care mai pot ajuta să mai pui așa pe coapse sau pe burtă. Am înțeles. Așa că grăunțele de cacao le am cam tot timpul în geantă și mă simt foarte bine cu ele. Dar și acum o cafea de la dumneavoastră nu refuz. Am înțeles. Auzi că o prăjiți aici. Da, o prăjim noi aici și cu ce scoatem de pe urma ei... oferim niște burse copiilor nației, cum îi numim noi, și sperăm să fie cât mai mulți. Și presupun că e cafea echitabilă. Știți că este. Sunt și companii de astea multinaționale mari care o fac, da. Dar mai sunt și mici producători prin zona asta, și din America Latină, și din Africa. Da, este. Ne-am asigurat că există certificat în sensul ăsta și că nu sunt munciți copii la celălalt capăt al... Stai bine. Da? Ok. Și dacă tot am vorbit de cafea sau ceai și mi-a zis de... Uite că le-am pe amândouă aici. Cacao, le aveți pe amândouă. Am făcut și eu o cafeluță și o să mă așez. Bere sau vin? Vin mai degrabă, dar nu iar nicio bere așa când mai ies cu prietenii, dar altfel vin. Eu sunt horticultor, am făcut și curs de enologie. Așa. Și îmi place să descoper aromele, să le leg de o anumită zonă de producție, mai ales acum, inclusiv la noi în România, sectorul ăsta viticol e unul din sectoarele din agricultură care au profitat cel mai bine de fonduri europene decât am intrat noi în Uniunea Europeană. Și după ce și-au făcut treaba mari producători de vin din România, acum sunt foarte mulți din ăștia mici, cu 5, 6, 7 hectare care apar pe piață. Și îmi place nu doar să degust, dar să și recomand. Eu de câte ori mă duc în afară, mă întâlnesc cu prieteni prin Europa sau prin lume, mă duc cu câte o sticlă de fetească neagră. Okay. Asta e sistematic. Și acum e bine că avem fetească neagră și de dealul mare, și de terasele Dunării, au început să facă și în Moldova. Și e bine să știu să le spun oamenilor ce le dau acum. Da, corect. Messi sau Ronaldo? Hai să zicem Messi. Messi? Da, am înțeles. Da, foarte interesantă alegerea. Madame Bovary sau Ana Karenina? M-aș duce pe Ana Karenina, romantismul ăsta oriental, să zic. Ok. Drama, toată drama aia. Ok. Vom face așa și următoarea întrebare e stânga sau dreapta, până vă gândiți. Dacă mai e nevoie să vă gândiți. O să spun cum o să decurgă treaba. Până la finalul emisiunii Starea Nației vom fi pe TV. În momentul în care se va suna de ieșire, toată lumea se mută împreună cu noi pe www.stareanației.ro și pe aplicația Starea Nației. Emisiunea va continua acolo, pentru că în afară de zona asta de fast food, da, deci vom discuta acum destul de alert câteva lucruri și apoi vom sta ceva mai mult pe fiecare temă să dezvoltăm lucrurile și să înțeleagă oamenii exact despre ce e vorba. Deci nu e fast food, dar e cafea espresso, nu? Da, așa. Da, corect. Știți bancul cu cafea espresso? Nu, să zicem, nu român în Italia, se așează și vine
barmanul și îl întreabă ce, o cafea? Da, o cafea. Și aduce un ristretto și ăsta ia așa ristretto și îl gustă, îl pune acolo și zice, da, de asta. Ok, bun, stânga sau dreapta? Unde? Vă... Așa mai pe centru. Așa cum e canapeaua asta. Mai pe centru dreapta. Ar fi un centru dreapta, nu? Cam așa, am înțeles. Cam acolo. Am înțeles. Așa cum stau lucrurile la noi acum, că așa. Treaba asta cu dreapta, stânga, centru dreapta, spuneți-mi un partid din România care și-a respectat ideologia, așa, în ultimii, hai să nu zicem 25, în ultimii 10 ani. Tocmai de aia, nu credeți că avem totuși nevoie de câteva repere clare în zona asta? Ba da, avem avem nevoie adică de repere. Adică să avem PSD-ul la putere, care ia măsuri de dreapta, și PNL-ul când vine la putere, care cere și ia măsuri de stânga, n-ar trebui să le așezăm un pic? Ba da, dar întâi trebuie să ne așezăm noi și după aia să le așezăm și pe astea. Că reperele astea pot fi puse pe un teren stabil. Dacă în terenul e în mișcare, nici reperele astea nu prea mai au sens. Și noi în România avem nevoie să așezăm lucrurile deocamdată. Ca să putem sta așezați, să gândim în ce direcție vrem să o luăm, dar vedeți că de fiecare dată trebuie să o luăm cu urgențele. Păi. Și trebuie să reparăm tot felul de defecțiuni care nu permit instalații să funcționeze. Pe când nu permit instalații să funcționeze, când țeava are găuri, degeaba bași pe țeavă ceea ce trebuie pe conductă, că îți sparte găuri, îți sparte țeava. Și atunci trebuie să punem o țeavă nouă, că am topetit și pe ea. Trebuie să punem o conductă asta, nouă și... Asta ducem... mai mult sau mai puțin li se spune oamenilor de fiecare dată la alegeri. Băi, alegeți-ne pe noi, că uite, noi venim și rezolvăm treaba asta. Nu, noi n-am spus asta. Noi am spus, cred că s-o termina cu vremea în care stăm pe margine și așteptăm să vină cineva să ne rezolve treburile, fie dintre politicienii noștri, fie alții din exterior, că mai dăm vina și pe aia din exterior sau mai cerem sprijin și în afară. Și eu cred că ne putem așeza noi acum să rezolvăm ce-i de rezolvat. Dar pentru prima dată, după mulți ani de zile, după seria asta de 2 ani de alegeri, o să avem de 2 ori câte 4 ani, fără alte rânduri de alegeri, dacă nu apare alegeri anticipate, când am putea sta așezat să aranjăm lucrurile și să o luăm într-o anumită direcție. Suntem acum în Uniunea Europeană, suntem în NATO. Sper să nu mai dea o criză economică peste noi, dacă nu ne facem noi cu mâna noastră. Avem creștere economică de bine de rău, chiar dacă o mai scăzut ea. Avem o grămadă de români care, în ciuda creșterii economice, pleacă din țară. Ei, deci avem toate motivele să stăm, să ne așezăm și să dăm o direcție oamenilor. Să le spunem cam unde vrem să mergem și să o facem împreună. Deci nu stăm chiar rău. Adică, uite, a fost și creștere economică. Nu... Păi nu stăm rău cu potențialul, dar noi cu potențialul nu stăm rău de 30 de ani încoace. Ok, haideți să vedem foarte repede ce înseamnă. Că oamenii se uită și zic, domne, stânga, dreapta, centru, dreapta... Ce înseamnă mai exact treaba asta cu centru-dreapta? Uite, România este, în opinia dumneavoastră și a partidului, sau mă rog, acum deja în opinia alianței pe care o reprezentați, un stat asistențial? Bun, revin. Ce înseamnă în accepțiunea noastră centru-dreapta? Păi, pornind de la realitatea actuală, s-au promis salarii și pensii. Ok. Și ca să plătească salariile și pensiile astea, să iau bani din împrumut, din afară. Crește datoria publică, aruncând bani pe piață, crește inflația, salariile și pensiile alea mărite în câteva luni de zile, în un an de zile, nu mai înseamnă mare lucru. Ei, din punctul nostru de vedere, dacă ajungem la guvernare, trebuie plătite salariile și pensiile astea promise. Și putem să o facem, dar investind ca să creăm locuri de muncă. Deci salariile și pensiile astea trebuie plătite cu investiții în România și de oameni care muncesc în România, nu care trimit bani din afară. Și atunci, măsurile alea, să zicem, de dreapta, care să le putem susține pe ăsta de stânga, ar însemna să canalizăm banii spre investiții, inclusiv fondurile europene. Și nu ne mai putem permite să plătim fonduri europene, nici să atacăm așa egotic și orgolios Uniunea Europeană doar de dragul de a ne găsi un dușman, pentru că avem nevoie de banii de acolo, avem nevoie de investiții, să creăm locuri de muncă bine plătite, să putem colecta bani la buget și să plătim salariile și pensiile. Vedeți, exact aici e cheia și îmi pare bine că nu v-am întrerupt ceva mai devreme, încerc să mă abțin că pot să nu vorbesc eu prea mult, dar exact asta mi se pare cheia, locuri de muncă bine plătite. Pentru că noi am mers, inclusiv
atunci când, sau mai ales atunci când a venit câte o guvernare de dreapta, așa zisă de dreapta, pe chestia asta, dom'le, haideți să vină investitorii, noi mai dăm și niște ajutoare de stat și tot ce trebuie, și ăștia vin exclusiv pentru mâna de lucru foarte ieftină din România. Oamenii care vor să fie plătiți mai bine pleacă. Există locuri de muncă. România nu e un stat fără locuri de muncă. În acest moment există, dar sunt plătite mizerabil. Da. Cum credeți că rezolvăm asta? Și revin la întrebare, că ați ocolit foarte diplomat răspunsul. E România în momentul ăsta un stat asistențial? Nu știu dacă ce înțelegeți prin stat asistențial. Avem nevoie de asistență socială în România, okay, dar ea trebuie să se ducă la cei care chiar au nevoie de ea. Și acolo, poate în unele cazuri, care ar trebui să mai creștem nivelul de susținere. Uite, faptul că avem asistență socială prost direcționată și politizată nu înseamnă că mamele cu 3 copii nu trebuie ajutate să aibă grijă de copii, de exemplu. Da. Dar trebuie să recunoaștem că avem oameni tineri care sunt ținuți acasă cu asistență socială și care ar putea să muncească. Nu trebuie forțat să muncească, dar trebuie încurajat să o facă. Trebuie ajutat să meargă să se formeze, să reformăm sistemul de educație profesională, pentru că avem nevoie de el, okay, și să-i trimitem să muncească acolo unde sunt locuri de muncă, pentru că, uitați, vi se pare normal să avem oameni tineri cărora nu li se permite să muncească pentru că nu au școala făcută suficient, pentru că li se dă ajutorul ăsta social ca să stea acasă și să ducă să voteze pe cine trebuie și să vină... Credeți că se întâmplă asta? Să vină antreprenorii noștri și să spună avem nevoie de forță de muncă din Vietnam sau din Ucraina pentru că nu avem suficienți oameni calificați? Dar știți că lor din Vietnam li se dau salarii minime mai mari decât minimul pe care l-ar încasa românii de la aceiași... Eu știu că sunt locuri de muncă în România care sunt bine plătite în o grămadă de companii și românești și investiții din afară, în industria auto, de exemplu, în informatică, în industria IT și tot ce se învârte în jurul IT. Ce înseamnă IT? În agricultură, uitați. Un salariu bine plătit, un salariu bun, ce înseamnă la nivel... Pentru că eu vă spun, odată România, în opinia mea, nu este deloc un stat asistențial, așa cum auzim în general în presa de centru-dreapta și la partidele de centru-dreapta, l-auzeam pe domnul Roman de la PNL spunând zilele trecute, votați PNL dacă vreți să nu mai dăm să nu se mai dea ajutoare sociale, mi se pare. Nu, eu nu cred că v-am spus, nu cred că trebuie să o luăm dintr-o extremă, da, în cealaltă. România are în acest moment pe fapte, factfulness, da, pe fapte, pe cifre, cea mai mică sumă din UE investită în asistență socială. Adică să ajungem să vedem că mamele care stau în concediu sunt asistate, să spunem că șomerii sunt asistați social, să spunem că... Adică s-a ajuns la o nebunie de asta în care toată lumea ne spune, inclusiv afaceriștii de afară vin și ne spun, sunteți niște leneși, sunteți niște proști, nu vreți să munciți, dar păcatul multor oameni din România este că nu vor să muncească pe bani puțini. Nu mai e cazul neapărat de bani puțini atunci când te-ai calificat și când faci o activitate calificată. Mai este cazul. Să știți că mor oameni pe mașini în aceste companii lucrând ore suplimentare pentru niște bani care n-ajung de la o lună la alta. Statistic, România are în acest moment 50% dintre contractele de muncă pe salariu minim. Vi se pare o chestie normală? Atât ați plătit. Sunt 6 milioane de contracte de muncă. Nu mi se pare normal. Jumătate pe salariu. În direcția în care spun eu, nu, eu nu mă gândesc la salariu minim. Mă gândesc la peste salariu minim. Eu știu că și noi când am, în 2016, când creșteam salariu minim, discuțiile erau cu companii din zona manufacturieră, din zona textilelor sau chiar din zona Horeca, hotele, restaurante, acolo se duceau, acolo plăteau la salariu minim, acolo mai era și muncă la negru. Dar investițiile astea care se fac acum în hoteluri și restaurante, există muncă la negru la greu în acest moment. Ei, păi de asta trebuie gândit bine și când și unde și cum crește salariul minim. E nevoie să crească salariul minim. Ok. Care e opinia noastră despre salariul minim acum în România? Eu cred că problema... Dacă mâine sunteți la putere. Problema nu e salariul minim,
care să fie decis de guvern. Așa. Pentru că am avut discuția asta și în 2016. Nu credeți că dacă se scoate salariul minim, mâine e 300 de lei salariu? Dar nu trebuie să se scoate salariul minim. Da, ce trebuie? Eu cred că trebuie să ajungem în situația în care salariul minim să fie decis cu adevărat, așa cum zice legea, dintr-o negociere între patronate și sindicate. Nu de guvern. Acum se decide politic de guvern. Ce sindicate să mai facem noi acum? Nu mai există niciun sindicat, s-a distrus tot. Problema e că nu mai există. Ne-am autodistrus. Nu mai există patronate care se poate discuta cu sindicatele. Păi, și nu, dar noi ca forță de negociere, noi românii. Dar eu nu acolo m-aș duce. Noi nu trebuie să plătim românii cu salariu minim. Noi trebuie să-l plătim cu un salariu mediu bun care să vină din calificarea pe care o oamenii aia. Și noi trebuie să reformăm sistemul de învățământ profesional. Dacă orice om calificat știe că el ia 2000 de euro afară și aici 350. Nu ia 2000 de euro, ia 1000 și ceva, așa, din care dă câteva sute de euro pe chirie și pe ce mai cheltuie acolo și pe drum. Și deci eu sunt împiți și eu cât am fost, nu sunt împiți, pentru că stau mulți afară nu doar din cauza salariului pe care îl primesc aici, ci stau și din cauza sistemului de educație, din cauza sistemului de sănătate, din cauza birocrației, din cauza corupției de aici. Să știți că în aia 5 ani de zile cât am stat comisar european, m-am plimbat prin toate țările din Uniunea Europeană. Și mai ales în Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Franța. Presupun, nu doar v-ați plimbat. M-am plimbat cu treabă, că nu prea mă plimb altfel. Nu prea am avut eu timp să mă plimb în ultimii ani altfel. Și m-am întâlnit cu comunități de români de acolo. Deci asta era prin 2012, 2013, 2014, când mulți oameni îmi spuneau, domnul Jol, pentru că discutam cu ei, domnule, ce faceți aici? Mulți lucrau în agricultură, erau în construcții. Dar erau și oameni care și-au întremeiat o mică afacere și care începeau să se uite la ce se întâmplă în România. Chiar dacă se gândeau, poate nu o să mă mut definitiv înapoi în România, dar vreau să-mi țin casa aia acolo și poate, uite, investesc să-mi dezvolt afacerea în România, nu doar aici. Sau unii care se gândeau, uite, domnule, aș veni să muncesc în România, că acum cu criza și aici iau 1000, 1000 și un pic, m-aș duce în România pentru 5, 6, 700 de euro, dar dacă aș ști că îmi dau copilul la o școală de unde, după ce termină liceul, poate să aleagă o universitate din Uniunea Europeană, oricare, pentru că e la un nivel de învățământ mediu suficient de solid, dacă aș ști că atunci când am o problemă de sănătate nu trebuie să mă bazez pe o asigurare medicală făcută în afară, ci că pot să contez pe calitatea serviciilor din România, dacă aș ști că nu trebuie să-mi dau banii pe aranjat un certificat sau altul în birocrația din România. Deci toate lucrurile astea trebuie rezolvate în plus de salariu. Vă propun să le dezvoltăm educația, sănătatea în partea a doua a discuției. Haideți să vedem, ok, salariu minim. Dar nu salariul minim, salariul mediu pe locuri de muncă bine plătite, okay, cu un sistem de formare profesională renovat, refăcut, cu un sistem de asistență socială care să dirigeze banii spre cei care au nevoie. Și uite, eu m-aș bucura să ne putem asigura că banii pe asistență socială chiar sunt cheltuiți ca să ajute copiii, ca să ajute persoanele în nevoie și nu se duc pe alte lucruri, nu se duc pe vicii, de exemplu. Pentru asta trebuie să avem un stat puternic cu instituții puternice. Bun. Pentru asta trebuie să avem, exact, să nu avem corupție și să avem transparență și administrație publică eficientă. Credeți că rezolvă corupția treaba asta? Adică eu nu știu dacă foarte mulți oameni mai pleacă pe fenta asta. Domne, din cauza exclusiv din cauza corupției, nu exclusiv. Noi suntem în această situație. Nici n-am spus. V-am spus de profesionalizarea administrației publice, de transparență. Și astea sunt mijloace prin care putem reduce și corupția. Bun, am discutat de salariu minim, haideți să trecem la taxare. Și vă dau un citat din domnul Hans Timmer, care este economistul șef al Băncii Mondiale, da, pentru Europa Centrală și de Est, și omul zice așa: trebuie ca sistemul fiscal și social să fie schimbat, trebuie să le creăm condiții să rămână în țările lor, vorbește despre oameni, desigur, să vrea să trăiască acolo. Pentru aceasta trebuie un sistem de taxare și de contribuții sociale mai progresiv, adică la venituri mai mari să fie plătite rate de impozitare și rate de contribuții mai mari. Și eu vă întreb, taxare unică și nu cumva taxarea unică în România a făcut atât de mult rău până acum, sau taxare progresivă? Eu v-aș spune o prioritate pe termen scurt mediu. Pentru mine, dacă am ajunge la guvernare, n-ar fi să umblu la taxe acum. Ar fi să mă asigur că putem colecta taxele pe care le avem deja aplicate.
că degeaba umblăm la taxe dacă nu avem un sistem de colectare de taxe eficient. Și după ce punem ANAF-ul pe calea aia bună, după ce asigurăm transparența acolo, după ce nu mai hăituim companiile pe criterii politice sau pe alte criterii, na, acum pe ce o să spună, nu mai știu cine-i președinte la agenția care analizează datele statistice și care o să spună cine trebuie verificat și cine nu. Okay. Nu. Deci ANAF-ul trebuie să-și facă treaba, să avem transparență, să încurajăm cei care, plătitorii de taxe, să plătească taxele și după ce ne asigurăm că avem un sistem de colectare a taxelor care funcționează, după aia putem vedea unde avem nevoie de umblat la taxe și eu dacă aș umbla la taxe, aș reduce poate taxarea pe muncă ca să încurajez crearea de locuri de muncă, să încurajez pe antreprenori, pe investitori să creeze locuri de muncă, să pună bani în investiții care să creeze locuri de muncă. Nu să fug după ei, să-i alerg prin țară și să-i fac să își ascundă cu orice preț afacerile. Uniunea asta sau partidele astea două cred în taxare unică sau în taxare progresivă? N-am avut discuții pe subiectul ăsta încă, păi abia ce ne-am... Dar partidul dumneavoastră? Plusul ce cred? Așa cum v-am spus, într-un prim stadiu, noi mergem pe pragmatism, că m-ați întrebat de stânga, dreapta, centru și așa mai departe. Noi mergem pe pragmatism și v-am spus că aș vrea în primul rând să încurajez antreprenorii să investească. Nu vreți să-mi zic. Nu, deci, pentru domnul, că nu, eu nu, sunt pentru că adeptul taxării progresive. Da, de bun, aveți, deși aveți eu am un salariu dreptul. Mare. Eu vă spun, ca persoană, sunteți pentru cotă unică sau pentru taxare progresivă? Eu vă spun că în stadiul ăsta aș menține cota unică. Ok. M-aș asigura de o bună colectare a taxelor și apoi m-aș asigura de o bună absorție a fondurilor europene, m-aș asigura că nu pierd banii de investiții, nu-i arunc în altă parte și că reușesc să investesc ca să creez locuri de muncă, să am de unde aduna bani, indiferent că sunt pe taxare progresivă sau pe taxare unică. Și după ce în 3-4 ani de zile pun lucrurile astea la punct, după aia văd cum stau cu economia. Nu credeți că taxarea unică tot mărește inegalitatea în societate? Dar am nevoie acum să creez locuri de muncă, să am plătitori de taxe, indiferent la ce nivel sunt taxele alea. Dacă eu vreau salarii mai mari acum, vreau să încurajez românii din afară să vină în România, și eu timp cât și eu firmele astea vin și nu-și plătesc impozitele aici și care profiturile afară. Asta e altceva. Asta e altceva. Și vin doar pentru salariul ăsta mic pe care îl oferă românilor. Păi tocmai de asta spun că i-aș încuraja pe ăștia să dea salariul mai mare. Cum? Merge și ziceți, băi băieți, hai nu fiți țărani? Păi nu, dați-le oamenilor bani mai mulți? Că... Dar ei au nevoie să-și plătească oameni calificați. Pentru că vă spun, își aduc oameni din afară. Deci am discutat cu ei. Oamenii ăștia care vin să... Și nu mai vorbim de investiții în textile, în lon, care vin și folosesc mâna de lucru necalificată să vândă marfa în afară. Așa. Vorbim acum de investiții, uitați, în domeniul auto. Vorbim de investiții în domeniul IT. La auto am la fel, e o sclavie totală. Am avea total nevoie de investiții în... da, eu așa o numesc. Asta ce se plătește la noi acum e sclavie, nu e muncă. Nu știu, uite, eu în 2016 am avut discuții cu companii mari din domeniile astea auto, care ar fi venit să investească aici. Ne-am încins un pic și e bine de acum colo să ne încingem și mai tare, că nu mai suntem la televizor, unde trebuie totuși să păstrăm o... Așa, mai bem o cafeluță. Cum vi se pare? Pentru un nebăutor de cafea... Da? Știți că mai vin la cafele, da, din am înțeles. A venit când am lansat, vă zic foarte repede, o chestie, noi râdem mereu aici. Când am lansat, am făcut un interviu la Libertatea. Și a venit un băiat care nu bea cafea, un ziarist mai tânăr. Și am stat de vorbă și am făcut tot așa o cafea. Și omul, pentru că o bea cu zahăr și nu era obișnuit să bea cafea, a băut, în direct eram, în direct s-a întâmplat toată și treaba. Și s-a strâmbat rău de tot. A băut și a zis, ce mare. Și noi eram terminați aici, dacă nu e mare. Nu, eu nu folosesc zahăr nici la cafea, nici la ceai. Mai bine mierea românească. Un sfat de la domnul Cioloș foarte bun, zahărul nu e bun. Da. Zahărul nu e bun nici pentru sănătate excesiv, dar cafeaua, ceaiul, toate lucrurile astea, le simți aroma mult mai bine fără zahăr. La fel ca și vinul, apropo de vin. Da? Vinul dulce acoperă aroma și acoperă buchetul vinului. Mm-hmm. De-aia vinul sec
mai greu de făcut, că trebuie să ai grijă să nu ai defecte ale vinului, dar acolo găsești plăcerea, că plăcerea nu stă în gradele alcoolice, ci în aroma aia, la fel ca și la cafea. Da, bun. Așa, haideți să reluăm de unde a rămas. Deci, ok, asta e disputa principală din punctul meu de vedere, că avem locuri de muncă, dar nu avem locuri de muncă bine plătite. Și în opinia mea, deși foarte multă lume mă înjură atunci când eu spun treaba asta la televizor și mi se spune că ia păr pe asistați, că sunt un comunist jegos, un om de stânga. Avem nevoie și de asistență socială, dar avem nevoie să acoperim nevoia de locuri de muncă cu români care să poată să câștige în România, nu cu alții veniți din afară. Bun, dar și cu alții veniți din afară, dacă sunt totuși piața, nu militați pentru Pătraru, piață liberă? Domnul Pătraru, adică atâta timp cât eu pot să muncesc la BBC, dacă aș fi un jurnalist foarte bun, da, nu e cazul. Da, munciți la BBC pentru că ați fi un jurnalist foarte bun, nu pentru că vă aruncă din țară lipsa unei sănătăți corecte, lipsa unui sistem de educație bun, nu pentru că vă aruncă din țară birocrația și toate luptele astea politice, că mulți români de aia pleacă. Nu pleacă de voie, pleacă de nevoie. Deci aia trebuie păstrați în România. Cum să poată câștiga. Explicați-mi în două fraze, dacă puteți, sau și mai multe, că acum suntem deja pe internetul oamenilor. Deci, locuri de muncă bine plătite în România. Eu asta vreau. Ok, perfect. Care să poată să plătească asistența socială. Cum îi faceți pe oamenii din business să plătească salarii mai mari și în cât timp? Cum și în cât timp? Păi, în primul rând, îi ajut să-și califice forța de muncă. Cum? Am început în 2016 cu o reformă a sistemului de formare profesională, sistemul dual, de exemplu. Au venit la mine mulți oameni de afaceri și au zis: domnul prim-ministru, eu sunt dispus să plătesc burse ca să-mi calific oameni, să-i angajez încă din faza de formare profesională și evident că îi angajez discutând cu ei nivelul de salarizare, că dacă nu vor, nu vin, nu vin la mine. Dar eu mă duc și îi conving să vină să lucreze la mine, le plătesc o parte din școlarizare, dar dați-mi posibilitatea ca legal să pot să fac contractul ăsta cu o școală profesională sau cu un liceu. Bun. Ok, legislația e o problemă. Dar aveți niște date concrete din piață? Câți dintre investitori, mă rog, îi numim așa investitori, câți dintre oamenii care fac afaceri sunt dispuși să facă treaba asta? Pentru că dacă veți merge la 10 firme și eu discut în general cu micii afaceriști, cu oamenii care au nevoie de 10 angajați, de 20 de angajați, un mic atelier, o mică afacere care oferă niște servicii, și ei spun: dom'le, am luat și am școlit la locul de muncă, i-am școlit aici și mi-au plecat, mă, nenorociții, după ce am învățat. Este chestiunea cu medicii. Păi uitați, de vorbeam de taxe înainte, da? Ei, eu acolo. Cum ați face în cazul medicilor? Eu acolo, să nu, pe, mai plece. Nu, dar haideți să luăm. Eu acolo pe oamenii ăștia de afaceri, pe antreprenorii ăștia, i-aș încuraja să angajeze tineri. Uite, aș spune, de exemplu, nu știu, până la vârsta de 28-30 de ani, așa, v-aș reduce costurile cu forța de muncă, v-aș reduce taxele pentru forța de muncă. Pentru că eu am nevoie să-mi plătească oamenii taxele ca să-mi acoper nevoile la buget pentru a plăti pensiile, pentru a plăti asistență medicală și așa mai departe. Înțeleg că abia și acum structurați un program, nu? Adică nu aveți o chestie. Nu, avem. Deci eu ce vă spun sunt idei pe care le avem. Dar acum nu le-aș scoate nici pe toate acum. Am înțeles. O să vină. Nu, că ați zis, o să vină programul de guvernare. 28-30 de ani, adică sigur, aici sunt niște calcule care trebuie făcute. Nu s-au făcut. Și poate să depindă de domeniu, pentru că depinde când încep să intri în câmpul muncii, că încep după ce ai terminat liceul sau încep după ce ai terminat facultatea. Ideea e că în primii ani aș reduce, în primii ani de muncă, ca să angajeze tineri și să angajeze tineri să le dea un salariu corect de intrare în câmpul muncii, pentru că și asta e o problemă. Salariile la intrare sunt foarte mici. Poți să începi să câștigi cât de cât corect după ce ai o anumită experiență. În general, cam după asta se uită antreprenorii. Ei, și atunci acolo aș reduce mult taxele, cu condiția că reducerea de taxe se duce în creșterea salariului și că angajează tineri. Apropo de asta, la fel aș face și cu pensionarii tineri, pentru că avem pensiile speciale care au invadat sistemul de pensii din România și asta spun din start. Pensiile speciale, în afară de câteva categorii unde chiar e nevoie,
sistemul judiciar, sistemul militar. Adică la ăștia, la servicii, le lăsați pensiile speciale? La servicii, cât timp sunt militari, nu știu dacă acolo putem să spunem, tot sistemul militar nu mai e. Eu am pensiile speciale peste tot, adică deci, unii care sunt mai cetățeni decât alții. Ei, nu că sunt mai cetățeni, sunt unii care își asumă niște riscuri mai mari și le punem niște restricții în activitatea lor și acolo în toată lumea există sistemul ăsta. Păi ce restricții dacă l-am scos la 40 de ani la pensie? I-ați văzut pe ăștia că ies din domeniile astea la 40 de ani la pensie? Nu e asta o facilitate senzațională față de unul care trage până la 65 de ani la lucru? Și aia trebuie revăzută, așa? Dar nu trecem dintr-o extremă în cealaltă. Dar eu unde vreau să ajung? Eu cunosc oameni care au 41 de ani și sunt la pensie. Da, și nu-i corect. Nu-i corect, dar uitați, au făcut treaba asta acum ca să scape de unii care îi deranjau și să pună în locul lor pe alții. Tot cu obiective politice. Dar hai să nu deraiem. Okay. Că ce vreau eu să spun, să spun este că inclusiv pe cei care au ieșit la pensie mai devreme, eliminând pensiile speciale, le-aș da posibilitatea oamenilor respectiv să meargă să muncească la fel, fără să-i taxez de la cei care sunt pensionari și s-ar duce să muncească și au mai puțin de 60 de ani, până la 60-65 de ani, dacă ar munci chiar dacă sunt pensionar, nu l-aș taxa neapărat salariul ăla pe care l-au luat în plus sau venitul pe care l-au luat în plus, tocmai ca să-i încurajeze să muncească. Că de asta avem nevoie în România. Avem nevoie să muncim, avem nevoie să producem valoare adăugată în România și să nu avem creștere economică din consum, consum cu bani care vin din împrumuturi externe și care se duc tot în afară, pentru că noi consumăm produse din import, încă nu producem în România. Dar în momentul ăsta știți ce au zis toți românii care muncesc de dimineață până noaptea, când le ziceți avem nevoie să muncim, și oamenii zic, bă, muncim de dimineață până noaptea, dar suntem prost plătiți. Am înțeles, și v-am spus, acolo putem... Și eu plec în fiecare dimineață de acasă de 25 de ani și zic, bă, trebuie să muncesc. Și muncesc 12-14. Eu nu m-aș concentra pe salariul minim crescut de stat. Trebuie și acolo un nivel minim ca să dai un impuls și avem, într-adevăr, printre veniturile cele mai mici din Uniunea Europeană. Dar cum impuneți? Asta tot n-am înțeles. Cum le... Ok, păi v-am dat deja, cu educația, dar eu nu cred că oamenii vor umbla la salarii, dacă nu-i obligi. Vor umbla pentru că au nevoie de forță de muncă, pentru că cei care vin de ce credeți că vin oamenii să investească în continuare în România? Pentru că e sclavie, de bine de rău, tot găsesc oameni care să lucreze. Unde sclavie, putem spune că din punctul ăsta de vedere... La orice call center din România e sclavie. Și eu vă spun o discuție pe care am avut-o cu un italian care a zis, bă, noi avem tot ce înseamnă resurse umane, call center, relații cu publicul în România, pentru că e de 10 ori mai mic salariu. Păi asta comparat cu, nu știu, cu Germania, poate. Cu Germania, dar cei care caută salarii prost plătite sau salarii mici, se duc în Moldova acum, se duc în Ucraina, se duc în partea aia de est. Nu mai stau în România. Nu aici, nu aici mai caută forță de muncă necalificată cu salariu mic. În Ucraina aici? Te mai găsesc unii într-o pădure, în România totuși e siguranță, e ok, petrec băieți în centru vechi. Da, ești în Uniunea Europeană, au început să crească pretențiile oamenilor și uitați, românii care nu sunt bine plătiți aici se duc în altă parte. Companiile care investesc aici preferă să-și caute forță de muncă de aici. Nu în altă parte. Deci eu cred că nu asta e problema. Problema e să dăm predictibilitate celor care investesc și creează locuri de muncă, ca să știe că dacă dau un salariu bine plătit, să știe că poți să-și scoată investiția respectivă în 5-10 ani de zile. Dar când îi fugărești cu ANAF-ul, când le schimbi legislația la fiecare 2 luni de zile, anunți încă o modificare de cod fiscal, păi cine să vină să-ți investească pentru locuri de muncă bine plătite aici? Că altfel ar veni. Și au fost, vă spun că am avut în 2016, când oamenii au zis, ai domnule, în sfârșit un guvern, pentru că s-a fost semnalul care noi le-am dat. Domnule, nu suntem într-un totul de acord cu unele modificări făcute în codul fiscal de guvernare a Ponta, dar nu ne apucăm să modificăm codul fiscal acum, pentru că trebuie predictibilitate. Noi vrem să vedem, hai să așezăm un pic lucrurile și să vedem după un an de zile, o venea guvernul care vine după alegeri, cum or sta lucrurile și or face adaptări. Și am zis, nu modificăm lucrurile. Și am luat oamenii la dialog. Ei, lucrul ăsta l-aș face și asta ar fi primul semnal pe care l-aș da pentru cei care vin să investească ca să creeze locuri de muncă
pentru oamenii aia pot discuta și sprijin de la stat pentru investiții, facilități pentru investiții, dar să știu că creez locuri de muncă. Pentru aia intru în discuții și pentru un sistem de formare profesională în care poți să contribui și eu de la stat dacă pui și tu bani ca să-i formezi pe oamenii respectivi. Pentru aia intru și într-un program de repatriere pentru cei care au plecat în afară și vor să revină și încă o dată ei să duc și aleg unde muncesc. Dar le creez facilitățile astea ca să vină, să revină în România, să se instaleze aici. Pentru ăștia pe termen scurt pun la punct sau reiau și programul pe care l-am pus în 2016 de mobilitatea forței de muncă, adică să-i ajut pe cei din zonele unde există disponibilitate de forță de muncă să vină să se instaleze, să-și găsească un apartament sau să facă naveta acolo unde există locuri de muncă. Încă în felul ăsta pot să redemarez economia și să pot să am bani ca să pot să plătesc salariile și pensiile. Să nu trebuiască să ajung în situația în care să spun nu mai am bani la buget ca să plătesc salariile și pensiile. Deci oamenii să înțeleagă că dacă ajungeți la putere nu tăiați salariile. Nu tăiem salariile și pensiile. Nu umblați în jos la salariul minim. Nu umblăm în jos la salariul minim. Dar nici în plus? Da, poate că da, dacă vom avea condițiile. Poate că da. Și aici nu ar trebui guvernul să umble în plus. Eu aș face ceea ce n-am putut face în 2016, că a fost timpul prea scurt, să avem un adevărat dialog între patronate și sindicate, între cei care investesc și care au nevoie de mână de lucru și între cei care apără interesele salariaților, să vedem ce facem cu salariul ăsta minim. Trebuie salarii minime pe ramură? Trebuie un salariu minim uniform pe toată economia? Cum îl negociem? În ce condiții crește el? Că are nevoie să crească, să evolueze, e evident. Dar în ce condiții crește salariul minim? Trebuie un pic de coerență în toate măsurile astea. Și eu asta aș oferi, predictibilitatea. Aș spune, uite, guvernul nu umblă doar din interese electorale, pentru că, uite, o să avem 4 ani de zile în care stăm așezat, fără alte campanii electorale și putem așeza lucrurile și putem da o direcție. Și atunci aș încuraja și investitorii cu capitalul nostru autohton să investească aici, să nu caute în altă parte. Asta zic, eu nebunesc când văd câte facilități obțin unii investitori și uite, și eu sunt investitor. Suntem aici 20 de părliți, n-a venit nimeni de la stat să ne întrebe dacă vrem ceva, să nu știu de vreo chestie de ajutor pe care o putem lua. Așa că ne-am împrumutat, plătim, am făcut leasing-uri, am făcut o grămadă de lucruri. Pentru crearea de adică locuri te apuca așa, bă, ăla doar pentru că vine de afară să facă 20 de locuri de muncă, primește niște facilități și eu nu primesc nicio facilitate. Apropo de asta, că se tot lua domnul Dragnea de noi că am dat facilități investitorilor străini, noi n-am făcut decât să aplicăm măsuri decise de guvernul Ponta, din care a făcut parte și domnul Dragnea. Că noi n-am schimbat legislația pe modul în care se acordă facilitățile financiare și ajutoarele financiare pentru investitori. Le-am aplicat pe ele decise de guvernul Ponta. Păi și cu Dragnea o să zică foarte clar domnul că Dragnea, Ponta e pe mână cu Cioloș. Pentru că domnul Dragnea mai mult vorbește decât face. Asta face de 2 ani de zile, vorbește, dă din gură. Bun. Și aruncă în aer economia țării și ia banii din împrumut ca să plătească pensii și salarii. Și în rest vorbește. Ok. Partidul Plus este pentru piață liberă cu orice preț? E pentru piață liberă, dar nu pentru piață sălbatică. Ok. Care e diferența? Păi diferența e că o piață liberă nu înseamnă că dacă e liberă poate să funcționeze oricum, că ai nevoie să îi creezi un anumit cadru în care ea să funcționeze, că ai nevoie de reguli. Că e nevoie de reguli, de măsuri. Ce înțelegeți prin măsuri protecționiste? Uite, asistența socială e o măsură protecționistă. Da. Protejezi niște categorii sociale care au nevoie de asta. Dacă România decide că o industrie ar trebui încurajată și protejată de concurența externă până când reușește să stea pe picioare, nu știu, vă dau cazul Toyota. Da, așa se întâmplă. Și foarte multe, vă dau cazul Marii Britanii cu industria textilă. Sunt foarte multe cazuri la nivel mondial unde acești oameni care tot urlă lăsați piețele libere, lăsați piețele libere, ei n-au avut niciodată o piață liberă, ci doar o piață protejată prin taxe vamale, prin tot felul de ajutoare de stat pentru dezvoltarea industriilor respective. E bine că la ce poate România să fie competitivă în opinia dumneavoastră în următorii 10 ani și să aia să fie o ramură protejată și încurajată, astfel încât noi să fim șmecherii Europei în domeniul respectiv. E bine că ați atins subiectul ăsta, pentru că
dacă vorbim de modul în care putem proteja piața românească, trebuie să ne gândim la modul în care protejăm și încurajăm un anumit sector pe piața europeană, pentru că România face parte din piața comună europeană. Da. Și nu mai există sector decât foarte puține domenii în care România se poate lua măsuri unilaterale, altele decât cele care se decid la nivel european. Și de ce e important lucrul ăsta? Pentru că asta înseamnă că cei pe care îi trimitem noi în Parlamentul European, modul în care negociem în Consiliul de Ministri sau pe cine trimitem comisar european, contează foarte mult, pentru că acolo se decid regulile astea. Și pentru că vorbeam de un domeniu care să merite protecția sau care e modalitatea prin care îți protejezi sau îți încurajezi, îți ajuți domeniul respectiv să devină competitiv, păi uitați pe agricultură. Până imediat după ce am intrat în Uniunea Europeană, ne tot plângeam că, domnule, degeaba, până atunci ne plângeam că noi nu avem subvenții de la Bruxelles și alții au. Și atunci nu putem concura la egal, la egal cu ei. După aia, bine, avem subvenții, nu sunt la același nivel, dar avem de bine de rău față de costurile de la noi, dar nu putem folosi banii europeni sau banii românești, că nu ne lasă regulile europene, că fiind piață comună sunt și reguli europene. Ei, cât am fost comisar, că tot întreba lumea, ce-a făcut Cioloș cât a fost acolo? Nu numai că au crescut subvențiile pentru România și banii cu care se tot laudă domnul Daia, de fapt, care vin de la Uniunea Europeană, vin și pentru că am dat o mână de ajutor cât am fost acolo comisar, dar am schimbat și regulile în așa fel încât România să-și poată finanța mai mult decât alte țări din Uniunea Europeană anumite sectoare în agricultură, care au un potențial de creștere. Și mă gândesc aici la pomicultură. Vorbeam de viticultură înainte. Am finanțat în România replantări, plantări de soiuri noi și de vie care, uite, acum face vin bun. Avem posibilitatea să facem pe pomicultură, ca să putem vinde pe piața românească mere românie, să nu le aducem pe alea poloneze. Avem posibilitatea să facem treaba asta pentru sectorul ovin, pentru carne de oaie, dar să procesăm carnea de oaie în România, să nu vindem animale vii, păi, așa cum facem asta acum. Asta e problema. Ei, cum astea facem sunt, asta? Cum astea fac sunt eu să-l determin pe magazinul X să ia mere de la Voinești și să-l aducă din Polonia? Ajutând, că nu prea poți. Ajuba, da, poți. Așa. Pentru că omul ăla are... Nu, că nu prea se întâmplă, nu că nu prea poți. Ei, nu se întâmplă, așa. Dar hai să ne întrebăm atunci de ce nu se întâmplă și nu o să-l forțez modificând legea hipermarketurilor în Parlament sau nu doar așa, obligându-i să ia jumate producție românească, că dacă nu e producție românească concentrată și organizată, ăla n-are de unde să o ia. Și atunci, decât să stau să mă laud la televizor că am plătit subvențiile la timp, că asta trebuie să o facă oricine, m-aș pune la masă cu producătorii ca să mă gândesc, să discut cu ei, să văd, domnule, de ce nu vă puteți vinde producția în România? Uite, de ce nu putem vinde? Că nu avem producție procesată. Păi de ce nu puteți procesa în România? Hai să văd cum vă ajut să vă uniți, să vă puneți producția, materia primă împreună, uite, să luăm sectorul ovin. Decât să vindeți miei la arabi în viu, hai să vedem cum facem să aveți acces la niște abatoare și abatoarele alea să nu fie controlate doar de niște oameni politici influenți în România în momentul de față, care să stabilească prețul și să stabilească cine intră în abatoarele alea și cine nu. Cum să... Se întâmplă asta acum? Întrebați-i pe producători, întrebați-i pe crescătorii de ovine. Uitați pe aia din zona Sibiului, de exemplu. Nu detaliez mai mult. Putem face o emisiune pe asta. Păi nu zic că ei trebuie okay. să spună. Okay. Cum fac să-i ajut pe crescătorii ăștia de ovine să investească ei într-un abator, să-i ajut aici să mă duc cu subvenția, aici să mă duc, apropo, cu facilitățile fiscale, aici să mă duc cu un sistem de taxare prin care formele asociative care investesc în procesare să nu mai fie taxate, că îl taxez odată pe producător sau să nu taxez producătorul când își vinde oile la forma asta asociativă. Asta am făcut în 2016. Abia de câteva luni de zile se aplică facilitățile alea fiscale decise în 2016 pentru forme cooperative sau forme asociative unde producătorii investesc în procesare sau în comercializare. Le-aș da, și asta avem prevăzută în programul nostru, în programul politic, le-aș da facilități formelor ăsta asociative să-și angajeze un om pe marketing, un om pe procesare, la care le-aș plăti chiar salariul pe 2-3 ani de zile. Numai să-l angajeze pe omul ăla cu expertiză și atunci producătorul ăla știe să producă, își dă producția la asociația din care el face parte, unde își angajează niște oameni cu expertiză pe procesare să facă un produs care să vândă pe piață,
cu expertiză pe marketing ca să meargă să caute piețe de desfacere nu doar în România, că pot vinde și în Uniunea Europeană. Avem sectoare, cum vă spuneam, e sectorul ovin. Și pe sectorul legume-fructe avem potențial mare inclusiv de export. Și în felul ăsta i-aș ajuta pe producătorii români să vândă producția în România. Aș folosi și o să facem și treaba asta noile tehnologii, platforme internet de comercializare, care să reduc numărul de intermediari între producător și consumator. Că noi avem pe de o parte producători, mai ales mici producători, care nu-și pot vinde producția, și avem pe de altă parte restaurante care caută produse românești de calitate, avem cantine care ar putea să cumpere produse românești dacă în legislația privind licitațiile i-aș încuraja să cumpere producție locală. Avem uitați, corporatiști ăștia care au bani și care n-au timp să ducă tot timpul la piață. Ai, nenorociți. Și așa nenorociți, dar hai să le luăm banii și să le dăm produse de calitate așa. Românești și să cumpere de la producători români. Cât, e toate lucrurile astea. Ok, sună bine în teorie. În general, programele sună extraordinar pe hârtie. Ce vă spun eu nu-i teorie. Da. Se aplică deja, dar la nivel micro. Asta trebuie făcut la nivel macro. Dați-mi un orizont de timp pentru toate măsurile astea. Adică, domne, de mâine durează atât să implementăm aceste măsuri și apoi dați-mi trei chestiuni, trei măsuri care ar duce la creșterea nivelului de trai din România. Deci odată un orizont de timp pentru toate măsurile astea în domeniul de business și încurajarea businessului local și a producătorilor locali, în cât timp păi ar funcționa sistemul? Măsurile astea despre care v-am vorbit în maxim 2 ani de zile ar începe să dea rezultate. Ok. Și trei măsuri care ar duce la creșterea nivelului de trai în România tot în 2 ani? V-am spus deja de măsurile astea în agricultură. Da. Și de ce spun de agricultură? Pentru că noi avem zone de sărăcie în mediul rural mai ales. Și sărăcia aia în mediul rural vine mai ales din imposibilitatea producătorilor și a micilor producători de a-și vinde producția lor, de a câștiga demn din munca lor, nu din mila primarului care le dă un ajutor social. Deci de aia m-aș concentra pe zona asta rurală. Atâta vreau eu să vă rog să nu mai, sau mă rog, nu e neapărat rugăminte, dar eu cred că vă faceți și faceți, mă rog, partidului destul de mult rău spunând că atât de mulți oameni stau la mila primarului să primească ajutoare sociale. Dar statistic, nu-i mulți. Oricât sunt, nu-i din vina adică lor. Oamenii nu cred că de-aia o ducem rău, că ajutăm 250.000 de oameni. Nu, trebuie să-i ajutăm, dar trebuie să-i ajutăm să câștige demn banii aia. Eu vă întreb cum îi crește nivelul de trai unui om care câștigă 3.000 de lei pe lună la momentul ăsta, da? Deci nu salariu minim, da. Și are într-un oraș din România un apartament cu două camere, o mașină din anii 90 și doi copii. Și soția la fel lucrează și ea și ea 2000 de lei. Când îi crește acestui om nivelul de trai? Îi crește nivelul de trai în momentul în care banii pe care ia au o valoare. Și nu mai crește inflația, de exemplu. Pentru că degeaba îi crește salariul dacă mai crește și inflația. Și ca să nu crească inflația, eu trebuie să am o economie care să bazează pe producția în România și măsurile de care m-am spus eu, de investiții aici, de creare de locuri de muncă aici, de producție în România și nu de import, măsurile alea de stabilizare a nivelului de taxe, nu mai umblu la taxe, așa cum am spus câțiva ani de zile, ajut companiile să investească ca să creeze locuri de muncă și chiar să crească salariile pentru că îi crește productivitatea. În felul ăla ajut producătorii români să producă și să comercializeze în România și să poată să stabilizeze prețurile la producție alimentară, să nu mai crească prețul la producție alimentară pentru că am produse din import. Omul ăla tot puțin, dacă el câștigă puțin acum, va câștiga tot puțin pentru că nu îi se schimbă cu absolut nimic situația, în opinia mea. În momentul de față, el câștigă din ce în ce mai puțin pentru că banii pe care îi are își pierd valoarea. Pentru că așa cum e condusă țara acum și așa cum e dirijată economia, îl face pe omul ăla că lui cresc ratele la bancă,
cheltuie mai mult pe carburant, cheltuie mai mult pe alimente și banii pe care îi câștigă au din ce în ce mai puțină valoare. Ei, un prim lucru care trebuie făcut este să stabilizăm situația economică pentru ca omul ăla să știe pe ce se poate baza, după care, așa cum v-am spus, încurajați cei care plătesc banii pe salarii din câștigurile pe care le fac din dezvoltarea afacerii lor, asta înseamnă că câștigă și cei care muncesc. Ok. Cu, mai ales cu, uite, cu situația asta concretă, haideți să picăm de acord că nu suntem de acord și să trecem la politică. Legat de alianța asta, de care s-a tot vorbit, e practic tema zilei, cum v-ați făcut calculele? Cum sună matematica? Pentru că avem precedentul PNL-PDL, unde 1 plus 1 a fost egal cu 1 și după ceva timp cu mai puțin de 1. La dumneavoastră 1 plus 1 dă 2? La noi, dacă românii care ne-au dat semnalul ăsta că e important să ne unim forțele și să oferim o alternativă viabilă pentru dezvoltarea României, dacă românii ăștia rămân alături de noi, 1 plus 1 ar trebui să facă mai mult decât 2. Pentru că nu ne unim doar de dragul de a fi împreună, ci pentru că e nevoie în opoziție, în momentul de față, ca forțele să fie unite și să dea o perspectivă celor care au stat pe margine până acum și n-au votat, mai ales lor, să le dea o perspectivă că au unde să se regăsească într-un program politic și că pot să vină să se implice. Pentru că și noi și USR-ul asta facem de un an jumate, doi ani, spunem românilor că noi ne implicăm în politică și facem asta ca să încurajăm pe cei care au stat pe margine să o facă de acum înainte. Că soluția nu o să mai găsim la alții, că soluția nu o să mai găsim doar crezând în promisiunile altora, ci venind și găsind soluții împreună. Ei, și atunci trebuie să dovedim noi că putem lucra împreună, chiar dacă am lansat două proiecte separate. Înțeleg că deja sunt ceva oameni și colo și colo care au zis, stai bă, că acum să mai pierd niște locuri, să mai... Și aș vrea să vă întreb despre vedeți, candidatură. Până la urmă și unii și alții au înțeles că treaba asta nu stă doar în cât ar câștigă sau cât pierde un loc în Parlamentul European, unul sau altul. Pentru că proiectul ăsta, de-aia am și zis Alianța 2020, proiectul ăsta deci nu... 2020. Nu, noi spunem 2020. Așa. Noi așa o citim. Eu așa am învățat la școală. Așa. Că am învățat la școală treaba asta și așa o și spun. Chiar bun. Dacă în engleză se zice altfel. Da. De ce candidați la europarlamentare? Uite, eu unul, la vot, m-am simțit întotdeauna păcălit de aceste candidaturi false. Adică dumneavoastră candidat, sunteți pus primul acolo, așa cum se face în general și fac partidele, mai ales pe liste, domne, îi punem pe aia, dar ăia să retrag ca să intre ceilalți. Și eu dacă vreau să mă duc să-l votez pe Cioloș, pentru că are experiență la nivelul ăsta, a lucrat, e ok, da, mă duc, îl votez și după aia zic, bă, dar nu se duce el. Adică trebuie să văd cine se duce mai jos. Ori dacă mai jos e unul care mie nu-mi place. Păi uitați-vă, vă răspund și la asta cu capul de listă, dar apropo de mai jos unul care nu vă place, uitați-vă la lista pe care o oferim noi împreună cu USR-ul și o să vedeți că ești mai chiar nu lista? Până la nivelul... Adică sunt buni oamenii? Toți sunt și buni și de ce acolo. Mi-e nevoie de dumneavoastră acolo? Pentru că și eu pot da încredere că oamenii aia sunt buni. Pentru că și eu am expertiză la nivel european. Adică mie cinstit față de mine. Acum e cazul meu ca alegător. Da. Mie față de mine mi s-ar fi părut cinstit ca dumneavoastră să veniți, că putea să vorbiți și din afară despre treaba asta, nu? Și să ziceți, uite, ăștia sunt oamenii pentru care eu garantez că eu am altă treabă, trebuie să scot țara din... Știți ce mi-au spus în 2016 oameni când am susținut și atunci un proiect politic al USR-ului și al PNL-ului? Da. După vot au venit mă opreau oamenii pe stradă și mi-a spus domnul Cioloș, a zis că îi susțineți pe aia și pe aia, dar nu v-ați asumat. Eu nu v-am văzut acolo. Eu m-am dus la vot, m-am uitat pe listă și n-am văzut numele dumneavoastră acolo. Și n-am votat, că eu vreau să vă votez pe dumneavoastră. Păi și dacă eu vă votez pe dumneavoastră și dumneavoastră nu voceți în Parlamentul European? Păi mă duce. Dacă după, nu știu, câteva luni de zile, după un an de zile,
o să ajung eu împreună cu ceilalți la concluzia că pot să fiu util în altă parte, o-i candida și dacă o-i câștiga, mă duce în altă parte. Păi asta e treaba prima. Treaba asta se întâmplă. După aia... Păi asta e prima și tocmai de-aia mă duc acolo. Așa? Pentru că e prima și pentru că e prima dată când eu pot să candidez. Și mie mi s-a tot spus, Cioloș n-are curajul candidaturii. N-are curajul da. Să-și asume treaba asta direct, stă da. Pe margine. Și noi v-am acuzat de asta, cred că un an de zile. Ei, acum o fac. Sunt primele alegeri. Nu, eu am decis să fie alegerile europarlamentare primele. Dar sunt alegerile europarlamentare primele, la care participă partidul la cărei constituire am contribuit și eu. Și atunci mi se pare important să fiu acolo pe liste, oamenii să știe că sunt acolo și când se duc la vot să vadă numele meu acolo, să știe că mi-asum lista aia cu numele meu și că mi-asum până la capăt lucrul ăsta. În al doilea rând, e vorba de, mai cinstit, e vorba de alegerile europarlamentare. Da. Am experiență pe domeniul ăsta. Dacă e un domeniu politic în care am experiență dovedită, sunt chestiunile astea europene. În Parlamentul European, chiar în următorul an, chiar 6 luni dacă stau în Parlamentul European, un an de zile, în anul ăsta o să se decide bugetul european. A, deci e posibil să mergeți totuși acolo până la următoarele alegeri, sau cum? Om vedea. Deci nu mă duc ca să spun că mint pe cineva. Dar i-am mai spus lucrul ăsta și nu știu de ce sunt tot felul de conspirații din astea că n-aș spune adevărul. Mă duc pe liste și candidez. Dacă... După o lună, 2, 3, 5, 6, după un an de zile, după 2 ani de zile, împreună cu colegii din partid sau din alianță, decidem că pot să fiu util sau că e important să candidez în altă parte, o să candidez. Dacă nu, nu. Și treaba asta s-a întâmplat cu alți europarlamentari care au decis că la un moment dat e important să candideze pe un alt post în țară și au făcut-o. În al doilea rând, faptul că candidez... Deci să înțeleg că după alegerea a doua zi vă duceți la Bruxelles, da? Și după aia dacă partidul decide altceva, vă întoarceți și nu vă dați la o parte din prima. Nu mă dau la o parte din prima. După câștigarea alegerii. Nu mă dau la o parte din prima decât dacă o să se decidă atunci imediat că uite, e o altă perspectivă. Dimineața după alegeri partidul decide că poate nu o să fie dimineața după alegeri, okay. Dar vom vedea care o fi rezultatul atunci. Important de înțeles, noi cerem acum mai mult decât un vot pentru a trimite niște europarlamentari în Parlamentul European. Noi o să cerem în 26 mai un vot de încredere românilor în proiectul ăsta politic. Că proiectul ăsta politic cu USR-ul, chiar dacă e o alianță electorală acum pentru europarlamentare, e mai mult decât atât. Noi vrem să testăm în ce măsură românii ne dau votul de încredere ca să construim un proiect politic pentru a câștiga majoritatea în 2020 și pentru a ajunge la guvernare. Câți oameni să și numai un pic ca să, ca să vă spun de până la capăt. Deci, faptul că m-aș duce în Parlamentul European nu înseamnă că plec din România. Un mandat a unui europarlamentar nu se petrece doar la Bruxelles sau la Strasburg. Dacă un europarlamentar și-ar asuma mandatul așa cum scrie la carte, cel puțin jumate din săptămâna aia ar trebui să fie în România, în circumscripția aici, să explice românilor ce face el acolo, nu să stea doar acolo. Dar din așa fac acum europarlamentarii? Așa fac foarte mulți europarlamentari pe care chiar îi interesează ce se întâmplă la ei în țară. Și așa-și face eu. Dar dintre europarlamentarii români face cineva așa? Păi uitați-vă dintre europarlamentarii români câți lideri politici de anvergură și cu greutate din partide să duc la Bruxelles și asumă și un rol politic în România. În general, să duc pe listele europarlamentarilor cei care vor să scape de o grijă de aici. Sau oameni foarte tineri care n-au nicio greutate în partidul lor. Ei, uitați-vă că pe lista noastră aveți și la USR și la noi oameni cu anvergură în partidele noastre, oameni cu experiență și în politicile europene, dar oameni care au, unii dintre ei care au fost miniștri, au guvernat în România, care cunosc foarte bine situația de aici și eu vă garantez că oamenii ăștia, dacă ajung europarlamentar, o să-i vedeți cel puțin 2-3 zile pe săptămână în țară și conferințele de presă o să fie făcute din România și o să se explice ce fac oamenii de acolo pentru România. Pentru că vorbeam înainte de cum protejăm sectoare economice românești, păi acolo pot fi protejate. Și de-aia avem nevoie să trimitem oameni competenți acolo care să cunoască bine realitățile de aici, ca să știe cum să apere interesele României acolo. Dacă se duc acolo doar ca să ia salariul și nu
cunosc bine situația de aici sau n-au greutate politică acolo, nu pot să facă mare lucru. Aveți pe listă oameni care sunt în prezent europarlamentari? Nu, nu avem pe listă oameni care sunt europarlamentari, dar avem pe listă oameni care cunosc foarte bine politicile europene, oameni care știu foarte bine cum funcționează Parlamentul European, oameni care sunt deja cunoscuți și recunoscuți în partide politice sau în familii politice europene și care, dacă ajung europarlamentari, pot să aibă sprijin politic ca să fie raportor pe anumite decizii importante acolo, că să fac o paranteză. Cum ai greutate și influență în Parlamentul European? Ai greutate și influență dacă ești într-o familie politică influentă. Da. Ai greutate dacă ești președintea unei comisii parlamentare din Parlamentul European sau dacă ești coordonator de grup politic într-o comisie parlamentară sau dacă ești raportor pe un proiect legislativ european care te interesează și pe tine în țară. Așa ai influență. În felul ăsta poți să influențezi. Sau dacă îi dai o fetească neagră lui Juncker, să-l apuce și ea. Nu, pentru că n-are nicio treabă Juncker cu președintele comisiei, cu ce se întâmplă în Parlamentul European. Și tocmai de asta vă spun că oamenii pe care îi avem noi pe listă știu bine cum funcționează Parlamentul European, au deja mulți dintre ei recunoaștere acolo, îi cunoaște lumea, au auzit de ei. Cunosc situația din România și știu ce să sprijine acolo. Okay. Ei, și atunci, de asta e important să ai pe listă oameni pe care, chiar dacă îi trimiți europarlamentari, dacă ajungem la guvernare, eu din cei care i-am acum pe listă, după părerea mea, dintre primii 10 pe care avem împreună cu USR, după părerea mea, cel puțin jumătate ar fi ministeriabil. Adică ar putea foarte bine să-și ducă și mandatul de europarlamentar până la capăt cu succes, dar la fel de bine, dacă ajungem la guvernare, ar putea să fie miniștri. Bun. Și gândiți-vă cum ar fi să fie ministru un om care, după ce a stat un an, doi în Parlamentul European, vine și ajunge ministru și e cunoscut deja în Uniunea Europeană, știe bine legislația europeană pe care o aplică ca ministru. Că miniștrii ăștia PSD, de-aia dau cu bâta în baltă acum, pentru că ei aplică o legislație europeană care se aplică automat în România, pe care ei nu o cunosc. Și de-aia se blochează fonduri europene, de-aia suntem trași de urechi de cei de la Bruxelles. Nu se mai dă cu bâta în baltă, se dă cu bâta în piscină, unde sunt cormorani. Așa e. Bun. Da. Și zboră tăcii cormorani. Haideți să trecem la un subiect mai delicat și aș vrea să știu poziția dumneavoastră, mai ales că au fost foarte multe... Uite că m-am dat prea spre dreapta, hai să mai vin la centru. Așa. Stați pe centru. Să știm poziția dumneavoastră în legătură cu asta, mai ales că au fost multe discuții publice. Și aș vrea să știu ce părere aveți despre prezența serviciilor în democrație și despre abuzurile DNA. Vorbiți de serviciile de informații. Da. Că așa avem servicii administrative care ar trebui să fie eficiente. Da. Care nici alea nu sunt eficiente, ați văzut ce e jos la noi. Așa. Păi, serviciile de informații au un anumit rol în democrație și au inclusiv rolul de a proteja democrația, de a se asigura că democrația e respectată și mai ales că Constituția e respectată. Vi se pare că de a se asigura că statul nu-i pus în pericol, prin modul în care funcționează alte instituții ale statului. Teoretic, nu, da. Practic, despre amestec cu serviciilor în justiție, așa ar trebui să funcționeze. Pildă. Da, păi n-ar trebui să aibă ce căuta serviciile în justiție. Justiția ar trebui să fie lăsată independentă și să fie lăsată să-și facă treaba. Bun. Și să nu se mai amestece politicienii în justiție și mai ales politicienii corupți. Să nu mai aibă tendința de a se amesteca în justiție ca să trebuiască să intervină altcineva, nu știu dacă serviciile sau alții. Aici suntem cu toții de acord că politica n-are ce să caute în justiție. Problema mea este de ce lăsați la îndemâna PSD-ului această armă care este reală și nu aveți o poziție concretă, cum ați spus adineauri, cu privire la separarea totală a acestor lucruri. Asta aș face dacă am avea majoritate în Parlament. Da. Nu doar am clarifica legile justiției în așa fel încât să fie foarte clar că justiția e independentă și e lăsată să funcționeze, că nu ministrul justiției decide de cum sunt judecați sau nu procurorii. M-aș asigura că prin legile siguranței naționale se delimitează foarte clar zona de intervenție a serviciilor de informații,
Pentru că și pentru cei care lucrează în serviciile de informație ar fi sănătos să le fie foarte clar de unde și până unde pot să intervină, ca să nu mai existe interpretările astea și să le fie pusă sub semnul întrebării munca, să nu mai trebuiască discutat în CSAT sau în altă parte o marjă de interpretare a Constituției sau a legislației, dacă implicăm sau nu serviciile pentru a lupta împotriva corupției, să nu mai fie nevoie de asta. Deci aș face lucrul ăsta și ar fi niște modificări inclusiv în Constituție de făcut, da, ca să ne asigurăm că există separarea asta a puterilor în stat și că există un echilibru între puterile în stat. Deci sunt niște lucruri care ar trebui făcute și pe care vrem să le facem, dar pentru asta e nevoie de majoritate în Parlament și revin. Să ne asigurăm că justiția funcționează corect și că dacă există abuzuri ale unor indivizi care lucrează în justiție, indivizii aia se poate să fie izolați și să plătească pentru abuzurile pe care le fac sau pentru lipsa lor de profesionalism, dar să nu trebuiască să extrapolăm pe tot sistemul de justiție eventuale disfuncționalități. N-a zis nimeni. Să nu trebuiască să se amestece ministrul justiției, să interpreteze Curtea Constituțională, nu știu cum, Constituția, ca să-l lase pe domnul ministru al justiției să taie și să spânzure printre procurori. Haideți să vă zic, toate lucrurile astea trebuie să clarificați. Da, teoretic sună foarte bine, dar oamenii știți ce văd? Văd că toate forțările, așa cum există forțări din partea politicului cu privire la justiție și un amestec grosolan și nenorocit, la fel au existat, iată, avem dovezi, a existat un amestec al serviciilor, al unor procurori în justiție cu tot felul de abuzuri. Iar oamenii văd că dumneavoastră, de pildă, unde sunt abuzurile? Adică de ce nu judecăm abuzurile? Nu vedeți abuzuri? Nu, eu ce vreau să spun e că abuzurile... Nu, eu mă refer politic. Abuzurile nu trebuie să le discutăm la televizor. Așa. Judecătorii au dreptul și obligația prin lege să se asigure că serviciile, dacă folosesc anumite instrumente, o fac respectând legea. Acolo trebuie să lucrăm. Să lăsăm judecătorii să decidă lucrul ăsta. Păi iată, s-au constatat abuzuri la nivelul DNA, inclusiv DNA, iată, își suspendă procurorii, dă afară. Păi foarte bine. Dar nu se întâmplă asta dacă n-apărea în presă, domnul Gioloș. Nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă. Până acum, dacă presa nu vorbea despre asta, nu se întâmplă. De ce nu se întâmplă asta? Asta, aici e problema, aici trebuie să vedem de ce nu se întâmplă asta. Păi mă întrebați pe mine, eu vă spun doar că presa, vorbim despre asta, iată că DNA-ul a venit și s-a repliat și a zis ok, ăia s-a abuziv, pe aia îi dăm afară, acolo nu se întâmplă lucrurile cum trebuie și așa mai departe. Deci, dar încă o dată, nu DNA-ul trebuie să facă asta, judecătorii trebuie să fie lăsați, să nu stea cu spaima amestecului de politicieni. Pentru că politicienii se bagă în justiție de câteva vreme. Pentru că unii dintre ei au probleme cu justiția. Și atunci, ca să-și rezolve ei problemele lor personale, da, generalizează și anumite situații. Dacă e forțată justiția de către politicieni, justificabilă forțarea justiției de către oamenii din, de către procurori și servicii? Hai să o iau altfel. Cine a redactat și semnat protocolele alea? Nu tot politicienii? Au venit cineva și le-a pus cuțitul la gât ca să semneze protocolele? Acum câțiva ani de zile, protocolele alea prin care serviciile de informații au venit să dea o mână de ajutor în sistemul judiciar, cine le-a semnat? Nu tot politicienii și nu tot chiar unii dintre politicienii aia care acum strigă statul paralel. De asta nu-s cumva politicienii aia mânuiți de servicii în societatea românească? Păi nu cumva amestecul de acolo a fost și acolo a fost dictat? Acolo trebuie să ne uităm atunci. Okay. Acolo trebuie să ne uităm. Dar ce vreau eu să spun, dar o să ne uităm și acolo și o să ne uităm în primul rând, așa cum v-am spus, la o delimitare prin legislație clară a atribuțiilor, ca să nu mai existe amestecul ăsta. Cine a stat pe canapele și fotografii făcute și o mâncat șorici cu unii și alții care au lucrat în servicii. Nu tot aia care strigă acum da, serviciile. De altă parte, cine a stat prin sufragerii? Și... Da? Că, acum, ideea e că și noastră, când ați ajuns prim-ministru, la fel, v-am văzut, discutăm cu Oprea, dând noroc cu toți băieții ăștia nefrecventabili. Da, am stat în fața camerelor de la vedere. Și am făcut-o pentru că domnul Oprea și alții erau în Parlamentul României. Nu eu i-am trimis în Parlament.
Eu ajuns în Parlament și eu m-am dus ca orice candidat la prim-ministru sau prim-ministru desemnat, m-am dus să discut democratic cu oamenii respectivi pentru vot acolo. Nu eu i-am pus pe oamenii aia pe listă. Deci, apropo de ce vrem noi cu USR-ul, păi asta înseamnă forțe politice noi, oameni care nu mai vin cu tarele astea. Pentru că și pe mine mă întreabă lumea, dar ce, dumneavoastră sunteți politician nou? Da, eu n-am făcut politică de partid până acum, eu mi-am făcut treaba atunci când am primit un mandat și eu n-am cerut niciun mandat, nu m-am dus cu miloaga să cer la un partid sau la altul, domnule, pune-mă și pe mine ministru, pune-mă și pe mine prim-ministru, pune-mă și pe mine comisar. Au venit ei la dumneavoastră să vă pună. Au venit să-mi propună lucrul ăsta și l-am acceptat și l-am acceptat în anumite condiții și o condiție a fost să fiu lăsat să-mi fac treaba fără presiune politică de partid și de-aia nu m-am scris în niciun partid. De-aia m-am dus și am acceptat doar mandatele pe care am știut că le pot duce până la capăt, pentru că în 2009, de exemplu, Barroso îmi spunea că a fost discuție, acum am ajuns comisar pe agricultură. După ce am fost desemnat, Barroso mi-a zis, nu-i sigur că o să ai portofoliu pe agricultură, om vedea ce o să fie, dar vreau să fii tu comisar, te-au desemnat ăștia și îs ok cu tine, pentru că știu că n-ai schelete în dulap și nu mai trebuie discuții cu politicieni români cu tot felul de riscuri și de vorbe care se aud despre ei, dar nu sunt sigur că o să ai portofoliu agriculturii. Și am spus, domnul Barroso, dacă nu o să am portofoliu agriculturii, eu mă retrag. Că eu pe asta mi-asum un rol politic de comisar pe un domeniu tehnic pe care știu că am competențe. Dacă nu mă puneți la agricultură, eu mă retrag și o să vă dea prim-ministru sau președintele un alt candidat. Ajungem și acolo. Deci, în direcția ca asta să încheiem cu asta, cu serviciile, că eu mai am o problemă. Credeți că e normal ca serviciile să poată să facă business? Să facă business? Da, să facă afaceri. Serviciul Român de Informații face afaceri. Nu știu. Poate să înființeze firme? Face? Da, serios. Deci, Serviciul Român de Informații înființează firme și face afaceri conform legii, cu legea în mână. Credeți că e ok? Nu cred că e ok și nu știu cum se întâmplă în alte țări civilizate în care în ce fel funcționează serviciul din punctul ăsta de vedere. Dar nu cred că nu e ok. Okay. Și înțeleg că veți face ceva în sensul ăsta. Adică nu? Da, la modificările să alea, să văd despre ce e vorba. Nu știu, o firmă care are un serviciu de informații în spate și participă la o licitație, acolo nu mai putem vorbi nici de piață liberă, nici de concurență loială, nici de absolut nimic. Corect? Absolut, absolut. Bun. Dar nu știu ce ar căuta firma aia pe piața liberă. Păreți surprins, nu știați că Seriu face business? Nu am înțeles. Bun, am lămurit-o și pe asta. Uite, e bine, vedeți că v-am zis și noi ceva nou. Dar unde? Ce firme? Păi, aici e problema. Da? Uite, s-a tot vorbit de un exemplu în societate gen Hexi Pharma sau multe altele. Despre care s-a spus că... Păi s-a spus, dar s-a dovedit? Păi nu s-a dovedit, păi, că nu suntem noi cei care trebuie să dovedească. Dar eu vă spun, conform legii, așa de discutat să discutăm multe. Serviciul are dreptul să-și facă banii așa. Serviciul Român de Informații face bani așa. Este legal. Nu cred că ar fi. Mie nu mi se pare ok. Mă bucur să aud că nici dumneavoastră. Haideți să ne întoarcem foarte puțin și foarte repede. Nu mai avem atât de mult timp. Legat de ce s-a întâmplat cu guvernul dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Pentru mine a fost... Noi am făcut tot felul de glume aici la emisiune, că a venit cineva și v-a dat cheile de la țară și a zis, domnul Cioloș, avem o țară pentru dumneavoastră, vreți să o luați? Uitați, asta e, România se numește. Cum s-a întâmplat? Cine v-a sunat? Cine v-a chemat? Eu nu știu, sau cum, că n-am intrat în detalii, nu știu care au fost alternativele, care a fost logica președintelui atunci, pentru că mie președintele mi-a propus, președintele Iohannis mi-a propus treaba asta. Cu dânsul am avut o discuție după ce mi-am terminat mandatul de comisar european, m-am întors în țară, am lucrat după aceea o vreme cu președintele Juncker, dar eu eram în țară, nu eram remunerat pentru asta, l-am consiliat și m-am ocupat de câteva
subiecte la nivel european pe chestiuni care țineau tot de specialitatea mea. O scurtă paranteză aici. Nu e bea ăsta în chiar? Eu n-am băut niciodată cu el decât cafea și ceai, da? Vă spun sincer. Deci aia cu sciatica e pe bune? Deci pare rupt de băutură când iese de undeva. Acum, chiar omul chiar are niște probleme de sănătate. Deci asta vă spun pentru că l-am văzut. Chiar are niște probleme de sănătate. Da. În rest, dincolo de asta, nu știu, știți că sunt și multe în Florida. Ok, închidem paranteza, scuze. Deci m-am întors în țară și prin primăvară am avut o întâlnire cu dânsul. După ce mi-am terminat mandatul, m-a întrebat ce am de gând să fac, dacă sunt în măsură și dispus să dau o mână de ajutor într-un fel și altul și la ceea ce se întâmplă în România, dacă intenția mea e să plec în altă parte. Ne cunoșteam cu domnul Iohannis de când era primar la Sibiu. Am avut discuții cu dânsul și imediat după ce a fost ales președinte. Deci m-am întâlnit. Și v-a sunat, v-a chemat la o întâlnire. Și da, asta a fost prin... Nu, asta a fost prin prima, când m-a întrebat ce am de gând să fac, dacă aș fi dispus să mă implic și în România, dacă vreau să mă implic politic sau nu. Aha, deci avea un plan. Nu știu ce plan. M-a întrebat. I-am deci spus asta era că, în primăvară. I-am spus în 2015 era asta, 2015. Prin primăvară. I-am spus că nu mă interesează să mă implic într-un partid politic, că vreau să rămân în domeniul meu de competență, că evident mă interesează și sunt dispus să dau mâini de ajutor și în România, dar nu știu în ce măsură. Și atât. Acolo a fost. I-am spus că o să continui să lucrez cu Comisia Europeană, cu organisme internaționale care mă mai solicitau pentru expertiză. Eu aveam și niște restricții profesionale, pentru că în primii 3 ani după ce ai fost comisar european nu prea ai voie să lucrezi în domeniul în care ai avut responsabilități ca și comisar și cum domeniul ăla era și domeniul meu profesional, aveam niște restricții. Și atunci am zis, uite, o să fie o perioadă de așezare un pic și pentru mine. Ei, după care în toamnă, după ce a căzut guvernul Ponta, domnul președinte m-a sunat și mi-a spus... Deci după ce a căzut? După ce a căzut și după ce avusese primul tur de discuții cu partidele. Ok. După aceea m-a sunat și mi-a zis, uite, haide să stăm de vorbă că aș vrea să văd ce măsură ați fi dispus să vă implicați. Și eu m-am dus, sau auzeam că se vorbea și de un guvern independent, tehnocrat, și m-am dus... cu gândul să-i spun că, bun, dacă îmi propune ceva, nu o să mă dau înlături să dau o mână de ajutor pe un portofoliu de ministru, dar nu pe ministrul agriculturii, pentru că eram încă în perioada aia de 3 ani de zile în care e o formă de gentleman agreement. După ce ai fost comisar pe agricultură, nu te duci ministrul agriculturii să-i dai brânci celui care ți-a succedat, comisarului, pentru că tu cunoști anumite lucruri foarte proaspete acolo. E un gentleman agreement la nivel european în treaba asta. Am zis, o să îmi asum alte lucruri. Și mi-au propus să preiau conducerea guvernului. M-au surprins și prima mea reacție a fost că nu cred că sunt pregătit pentru asta, că n-am experiența politică pentru asta și mă zic, păi tocmai, nu mă interesează un guvern politic, ci un guvern independent. Acum au fost pregătiți ăștia, merge un guvern independent. E România, dă-o încolo. Eu mă așteptam la momentul respectiv și cred în continuare că cea mai bună soluție ar fi fost să se forțeze alegeri anticipate, dată fiind situația de criză politică în care ne aflam atunci. Și asta i-am spus și domnului președinte, dânsul mi-a spus că, dată fiind situația, contextul regional și internațional, e important să existe stabilitate și că alegeri anticipate ar risca instabilitate și că vrea să propună un prim-ministru independent. I-am spus că nu pot să-mi asum treaba asta pentru că și să gestionez un partid politic, un guvern politic atâta timp cât, nu știu, într-un an electoral, cât de multă stabilitate ar avea un astfel de guvern politic. Și m-a spus că ceea ce ar vrea să propun ar fi un guvern independent, să am libertatea să propun miniștrii. Uh-huh. Și după vreo 2 ore de discuții, până la urmă am acceptat. Dar trebuie să recunosc că a fost destul de greu, pentru că am fost luat un pic prin surprindere de treaba asta. Am înțeles. Foarte, foarte interesant. Bun.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și am zis așa la final, asta o să fie o chestie pe care vreau să o fac cu fiecare invitat. Voiam să vă întreb de la început, că ați zis cu boabele de cacao și cum rămâneți în formă? Faceți sport? Ce? Fac, și când? Fac și un pic de sport. Îmi caut și momente de relaxare, îmi plac foarte mult plimbările în natură, mai ales să ies la munte. E drept că în ultimul an am avut mai puțin timp. Și lumea acum decât... că știe pe Iohannis că a luat altul cu muntele, așa? Asta e. E de... Să mergeți la schi sau nu schiez? Pe munte, nu schiez. Nu, așa? Nu schiez, dar îmi place foarte mult să mă plimb pe munte. Relația cu natura în general mă regenerează foarte mult. Meditați? Și meditez. Ok. Și meditez și cum v-am spus, în caut obicei de relaxare. Zilnic de pildă sau e așa o chestie când vă apuc? Bine ar fi să pot să am momente zilnice de relaxare și de așezare. Deci n-aveți o rutină care să presupună meditație? Am avut o perioadă, o rutină, da? Dar acum din păcate spun nu prea mi-o permit. Nu mai permit așa să stau o oră, două să meditez. Care sunt lucrurile pe care totuși le faceți în fiecare zi? Adică, nu știu, de la sport, citit, asculta muzică, ce faceți în fiecare zi? Caut să fac un pic de mișcare în fiecare zi. Ce înseamnă lectură mișcare? În fiecare zi. Păi când nu pot să ies la plimbare, de exemplu, când nu... pot să mă duc la sală, mă mai mișc acasă un pic. O bandă, caut, ceva, o bicicletă caut să, sau ce? Da, o bicicletă. Aha. O bicicletă, chestii din astea. Când am timp, mai ies la plimbare așa, în ritm mai alert, prin parc cu soția, pentru că sunt cam unicele momente când mai pot să stau cu ea. Dar, cum v-am spus, din păcate, în ultima perioadă e un pic mai rar. Soția cum vede toate chestiile astea? Care chestii? Astea cu politica, cu implicarea, cu... Ei, nu e foarte încântată. Nu e, nu? Nu e foarte vă încântată, dar înțelege niște lucruri și dacă n-ar fi sprijinul ei, n-aș putea să fac ceea ce facem. Alte acum. Chestii, sporturi, fotbal, mai tenis, citesc, ăsta mai puțin acum. Mai jucam volei în tinerețe, mai jucam un pic de tenis de masă. Tenis de masă? Da, tenis facem de masă. Facem un set? Da? Facem. Avem masă aici, ne-am cumpărat masă, da? Gata. Foarte bine, uite, data viitoare începem să... cu un prim set. Facem acum repede și vă punem repede un set pe... Ok, și am zis să încheiem cu fiecare invitat cu trei recomandări de lectură pe care mi le-ați face dumneavoastră mie și pe care vi le fac și eu dumneavoastră, ca să schimbăm așa. Deci ce aș citit în ultima perioadă și îmi recomandați mie să citesc, de pildă? Păi uite, v-aș recomanda o carte pe care o citesc acum, da? Despre care am tot auzit de multă vreme. E cartea lui Noah Hariri. Harari. Nu mă prindeți aici, că le-am citit pe toate. Așa ziceți, este preferatul meu. Eu am citit-o Homo meu, așa? Sapiens și abia aștept să citesc și Homo Deus. Ok. Acum, sunt lucruri interesante. Și, cum să spun, cel puțin pe mine, mă scot din cotidianul ăsta și îmi dau altă perspectivă despre ceea ce... Atunci trebuie musai după Homo Deus să luați și 21 de lecții pentru secolul 21, unde Harari vorbește pe teme, despre marile teme și marile provocări pe care le avem acum în societate. De pildă, mie îmi plac foarte mult ideile lui. Vedeți, despre asta ar trebui să putem discuta și noi în România. Da, bineînțeles. România, despre marile provocări și despre cum le face față România pe viitor. Harari e categoric din punctul ăsta de vedere. El crede că noțiunea de țară nu mai poate să răspundă provocărilor actuale. Așa cum tribul n-a mai putut să răspundă și s-au inventat țările,
La fel, țările acum nu mai pot răspunde provocărilor globale, gen încălzire globală. Păi probabil tocmai de-aia, uitați, vorbeam de piață unică. Da. România e în Uniunea Europeană. De-aia foarte multe lucruri e, da, e găina Europei la nivel global. Cum e? Găina Europei. Adică eu, dezideratul meu, chiar dacă eu cred că n-avem altă șansă decât în interiorul Uniunii Europene, cred că ar trebui să avem mai multe boașe. Așa e, decât avem acum. Adică să stăm un pic mai drepți așa și să spunem, bă, uite, aia așa. Dar om avea când vom fi noi mai tari, că facem un pic de sport și ne întărim mușchii. Aha. Nu slăbind mușchii celorlalți. Dar ce văd eu acum la ai noștri dragi politicieni și la domnul Dragnea, care fluieră la europeni, în loc să ajute la întărirea și nu întărești uflându-ți mușchii cu hormoni. Și făcând cu adevărat sport, cum spuneam, creezi locuri de muncă, îți întărește economia. Nu iei bani de împrumut ca să finanțezi salarii, să te voteze lumea ca să fluieri la aia de la care îți dau banii pe gratis și tu nu îi cheltui, apropo de fondurile europene. Deci România are multe aturi prin care ar putea să devină măcar a șaptea țară din Uniunea Europeană, că tot e a șaptea acum din punct de vedere a puterii votului. Da. Deci aici, asta cu a șaptea putere e a lui Tăricianu. Aici e, nu contează, a trebuit să fie a noastră. Și nu știu dacă a șaptea, a opta, a zecea, a cincea, a patra, important e să știm noi ce vrem acasă, pentru că eu vă spun, dacă ne facem treaba acasă, dacă ne stabilizăm economia și avem de unde plăti pentru educație, pentru sănătate, dacă ne creștem performanța administrației publice, din start ne întărim un pic și la nivel european. Educație și sănătate, privat sau public? Eu aș întări și aș eficientiza în primul rând sectorul public, dar aș învăța și de la ce fac cei din sectorul privat. Că avem deja și în educație și în sănătate sectorul privat. Nu că în general oamenii se tem de treaba asta. Bă, nu cred că trebuie privatizat serviciul public de sănătate și de educație, dar trebuie eficientizat. Și trebuie să nu mai bag bani în găuri negre în educația și în sănătatea din România. Și să nu mai am educația politizată, să nu mai numesc directorii de școală temporar ca să-i pot manipula politic prin inspectorul școlar. În sănătate ar trebui să mă asigur că banii pe care îi trimit în sănătate, 2, 3, 4, 5% din produsul intern brut, să duc în sănătate și cresc performanța actului medical. Nu să duc în găuri negre și să-mi dirijați banii în altă parte. Asta trebuie făcut în primul rând și după aia discutăm de cât de eficient e serviciul public, serviciul privat și cum le combinăm pe cele două și cum ce sistem de contribuții sociale sau de sănătate stabilim, cum lăsăm oamenii, cei care pot și vor, să aibă și asigurare complementară ca să se poată să aibă un serviciu medical și la stat sau la privat și să poată să aleagă, să vedem că crește performanța sistemului medical, să nu mai trebuiască să văd în aeroporturi din Franța sau din Germania medici români care vin să mă abordeze, să mă întrebe, domnul Cioloș, ce o să faceți când ajungeți la guvernare ca să nu mai plece oameni ca mine, medici buni din România și să-și poată face treaba și acolo. Că eu am plecat din România nu doar pentru că aveam salariul mic, că eu mai cresc cu salariile acum, dar pentru că dacă eu nu pot să-mi fac treaba ca lumea, tot eu sunt arătat cu degetul și atunci vin aici unde știu că pot să-mi fac treaba ca lumea. Dar aș veni și în România. Și să nu mai văd situații ca un spital, de exemplu, privat, din Brașov, Sfântul Constantin, care aduce medici români performanți din afară, îi plătește bine ca să-și facă treaba în România, pentru că nu-și găsesc locul în sistemul public de sănătate. Ok. Mulțumesc și pentru precizarea asta. V-am zis, după Homo Deus, neapărat să o vedeți și pe asta a treia, lui Harari. Și apropo, Harari vine Am văzut mai la București. O altă carte pe care eu v-aș recomanda-o este, apropo de piață liberă, de măsuri protecționiste, că tot am discutat și mi-a venit ideea, este Samaritenii cei răi. Nu știu dacă ați... E un pic mai vechiuță cartea, are ceva timp. E scrisă de un corean pe care îl cheamă Cheng. Nu, n-am citit-o. N-aș citit-o. Este foarte, foarte bună. E tradusă la polirom și e o carte extraordinară din care veți înțelege cu niște exemple foarte, foarte clare, Toyota e doar unul dintre ele, cum marile puteri care merg peste tot și urlă lăsați piața să fie liberă, n-au făcut asta niciodată în existența lor. Nu și-au lăsat niciodată piața
liberă. E o carte foarte, foarte interesantă. Și a treia, nu știu dacă ați auzit de Steve Hilton, a fost și consilierul lui David Cameron și a scris o carte tradusă la noi de publica, se numește Mai Uman, despre o societate mai umană. Eu citesc chestii de-astea comuniste, cu da, și micșorarea foarte, inegalităților, și cu eu sunt mai socialist, așa, foarte de felul bine meu. Faceți. Așa. Doar că și trebuie să avem un, o abordare din asta socială și, și noi, în programul nostru politic, vrem să punem omul, individul, în centru și în jurul ideii de a oferi oportunități omului, individului, ar trebui să construim politicile publice și statul ar trebui să lucreze pentru om, pentru cetățean. Uite, ce părere aveți despre un om care vrea să-și găsească fericire? Sunteți de acord că ați căuta fericirea e scopul omului în viață? Sau nu? A căuta fericirea devenind mai bun. Da, deci cred okay. că și dacă ați căutat fericirea devenind mai bun ar și făcând lucruri pentru ceilalți. Ar fi să mă așez în fiecare zi pe canapeaua asta da. Și să mă uit la televizor. N-ați fi de acord cu asta? Dacă asta v-ar împlini, da. De ce nu? Și ați fi de acord da, cu eu, în Germania, de pildă, să am un venit minim garantat cu care eu mi-asigur o masă pe zi și un acoperiș deasupra capului și nu mor și nu dau un cap la oameni pe stradă și stau și mă uit la televizor? Eu nu am văzut până acum oameni care să spună că sunt fericiți doar pentru că stau toată ziua la televizor. Vai de mine! Nu, eu vă spun sincer. Oamenii care trăiesc ca să devină mai buni, să fie fericiți pentru că devin mai buni, pentru că viața e o lecție pentru ei, pentru că învață din fiecare lucru pe care îl fac. Da? Oamenii care devin mai fericiți pentru că fac ceva pentru ceilalți și, în general, oamenii care sunt de orientare socială își iubesc aproapele și vor să facă ceva pentru ceilalți, nu așteaptă să facă alții pentru ei. Oamenii nu care nu își caută... Nu mă refer la un om care așa ar fi fericit. Da, sunteți de acord, eu vă spun, un om fericit pentru mine e un om altruist. Un om egoist nu cred că e fericit, pentru că e rost de mândrie și e rost de orgoliu. Deci un om care e fericit dar un om care pentru nu că face e altruist... Rău. Adică nu, că și pedofilul da, e fericit. Dar ăla face rău în societate. Eu vorbesc de un om care nu face niciun rău. Stă și se uită la televizor. V-am dat exemplu ăsta. Da, da, stă. V-am spus, poate pentru stă mine, și citește. Un om fericit nu-i fericit pentru că se uită la televizor. Domnul e bine să și ne uităm citește. Și la televizor, să nu înțelegeți altceva. Dragi acum care sunt oamenii care se uită pe internet. Ne urmăresc. Da. Dar pentru mine, un om fericit e un om care evoluează, un om care învață din greșelile lui, un om care pe zi ce trece învață că ești mai fericit cu cât ești mai mult în contact cu ceilalți, cu cât îți depășești anumite da. Limite. Fiecare are propria și, înțelegere. Și da, și atunci, evident că și eu vreau să trăiesc într-o societate care să-mi permită să evoluez, să-mi permită să mă dezvolt, să-mi permită să învăț, să-mi permită să-mi pun în valoare cunoștințele, să interacționez cu alții, să-mi permită să pot să-mi aleg cu cine să fac lucruri și cu cine să nu fac lucruri. Ok, mai dați-mi și, o carte. Ce și inclusiv... și inclusiv, da, să am din ce trăi, să pot să mă duc să muncesc, să pot să mă amuz, să învăț din greșelile mele și din greșelile altora. Nu asta știu, de carte am citit în... și acum trebuie să recunosc că în ultimele luni am timp să citesc un pic seara înainte de a mă culca și atunci cad de multe ori cu nasul în carte. Eu mai am niște cărți pe care le tot răsfoiesc și o să vă dau câteva de terapii naturiste, terapii prin plante medicinale. De exemplu, eu, apropo de cafea și de boabe de cacao, folosesc destul de mult plante medicinale ca să mă întrețin, că mă întrebați și cum mă întrețin. Și în felul ăsta mă întrețin. Sunt genul ăla, da, la care îmi plac doar ceaiurile, ci plantele medicinale și avem multe de învățat aici de la natură. De la natură și de la modul în care românul și țăranul român nu știut să colaboreze cu natura. Dar am fost recent la lansarea de cartea lui Radu Paraschivescu, Orice om este teamă. Și chiar dacă nu o să ieșiți cu nu știu ce idei filozofice de acolo, dar vă recomand, pentru că nu știu dacă mai e cazul pentru dumneavoastră. Dar
Ne pune pe gânduri, totuși. Păi noi toate... ne pune pe gânduri, totuși. Tot ce e în acea culegere, de pildă, sunt date și comentate și răscomentate la noi. Inclusiv de pe aici. Noi lucrăm acolo la un clasament cu top 100. Ei, eu o recomand pentru că eu cred că e bine, așa cum am spus, să învățăm din toate, și din bune și din rele. Și poate că, dincolo de amuzamentul zilnic și mai prindem televizorul să vedem ce au mai zis oamenii ăștia, e bine să putem trage și niște concluzii apropo de cum ajung unii să ne conducă. Ultima întrebare și cu o sugestie. Credeți că lumea merge într-o direcție bună? Pentru mine important e ca noi, fiecare dintre noi, să fim convinși că facem alegerile bune. Și atunci lumea se margă într-o direcție bună. Nu, în acest moment, lumea merge într-o direcție bună? Care lume? Pe statistici. O să vă întreb. Pământul. În general. Pământul, oamenii merg într-o direcție, pământul, lumea merge într-o direcție. Nu cred că merge într-o direcție bună. Atunci vă recomand Factfulness al lui Hans Rosling. Puteți să vă faceți, este acolo un test, Gapminder parcă se numește, cu 13 întrebări. Este, l-au pus și la NATO și la, și-au răspuns greșit la el oameni despre care se credea că știu în ce direcție merge lumea. Și o să vedeți acolo, e un... oferă toate uneltele necesare să lupți cu, cu manipularea din societate și e foarte bună cartea, eu o recomand, după mine e cartea anului 2018 și tocmai pentru că oferă aceste unelte și mi se pare foarte important și o să vedeți de acolo că lumea merge într-o direcție bună, doar că pentru unii se mișcă mai ușor, pentru alții mai, pentru unii mai încet. Păi de asta v-am întrebat ce înțelegeți prin lumea direcție bună. Pentru că lumea tot timpul merge într-o anumită direcție. Eu spuneam că nu merge într-o direcție bună, în sensul în care suntem foarte mulți dintre noi care nu știm în ce direcție vrem să o luăm în viață, apropo de statul la televizor. Și eu pornesc de la premiza că lumea merge într-o direcție bună în momentul în care noi simțim că avem o direcție. Noi ca oameni, ca indivizi, ca ființe umane. Că lumea nu există în afara noastră. Apropo de manipulare, asta e o manipulare. Să avem impresia că lumea e dirijată de alții, lumea e dirijată din alegerile pe care le facem noi. Și pornim de la mic până la mare. Cartierul în care locuim, țara în care trăim, e direcția în care o ia, depinde de noi. Oamenii, dar nu-i condamnați pe oameni, special pe români. Că, să știți că ce am văzut, deloc. Apropo și de treaba cu partidul. Dar și de ce credeți că-i condamn? De ce credeți că ceea ce am spus? Că ideea, domne, există aceste scenarii conspiraționiste, le avem pentru că 30 de ani s-a dovedit că a fost în spate un scenariu. Dar eu nu spun că nu le avem. Eu spun să avem curajul să ne asumăm alegerile noastre, dincolo de orice scenariu conspiraționist. Pentru că dacă ne asumăm alegerile noastre, mai devreme sau mai târziu, nu o să mai depindem de conspirațiile unora sau altora. Asta e ultima, promit. Vă pare rău de ceea ce eu consider că a fost o gafă aia cu securitate, că în fiecare dintre noi... Da, îmi pare rău. Da? A fost o gafă de exprimare clară, pentru că ceea ce gândesc am mai spus-o. Și ceea ce gândesc, oamenii pot să vadă din ceea ce spun și ceea ce fac. Ok. Bine, vă mulțumim foarte mult. Sper că vă mulțumesc aceste dialoguri pe care încercăm să le facem și încercăm să vă oferim posibilitatea de a câștiga ceva din aceste discuții. Oamenii să spună, da, domnule, uite, mie îmi place de omul ăsta sau nu îmi place de omul ăsta și nu o să-l votez, dar nu vor fi neapărat oameni, nu vor fi doar oameni politici aici la noi. Deocamdată, o dată pe săptămână deschidem Cafeneaua Nației, sperăm din ce în ce mai des, sperăm să-i și găsim pe oamenii care să accepte să vină aici. Și de ce credeți că mulți oameni nu acceptă să vină? A fost nasol? Sau păi, nu știu, eu îi încurajez să vină pentru că, uite, pentru cineva care nu bea cafea, cafea. A fost o experiență foarte plăcută. E bine și că am și oferit ceva, ok, da, domnule, a zis omul, a dat o cafea acolo. Eu o să merg acum cu domnul Cioloș și îl provoc la un tenis mic și apoi o să punem niște imagini și pe site ca să le vedeți. Ne vedem la următorul interviu. La revedere! La revedere!